Vă salut, prieteni, bine v-am găsit! Un nou episod, cariera cu Leicester City. Suntem în campionat pe locul al doilea la un singur punct de Tottenham. Asta mi se pare genial, un singur punct de Tottenham. Și la 9 puncte de locul al doilea ocupat de City. Astăzi avem două meciuri, primul cu Palace și al doilea cu Manchester United. Amândouă le voi juca pe King Power Stadium. Așa că dacă vă place această serie și vreți să continuăm cu episoadele, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Ne aflăm în luna decembrie, ne apropiem și de perioada de transferuri. Cam aceasta este echipa noastră. Haideți repede să ne facem și formația, pentru că câțiva jucători sunt obosiți. Unii trebuie și menajați pentru meciul cu United, așa că va trebui să improvizăm astăzi. Din păcate, Musonda și Demarai Gray vor juca astăzi. Mie nu neapărat din păcate, pentru că sunt jucători pe care mă pot baza și de care sunt de cele mai multe ori mulțumit. Locul lui Dragovic vine, șut. Hakimi poate juca, e ok, în schimb Fuchs nu are nicio stamină fabuloasă și Chilwell îi va lua loc un atac, rămân cei doi fantastici, Slimani și Vardy, asta este și banca de rezerve. Dar iată-ne pe King Power Stadium, a pus de soare, foarte frumoasă vremea, în schimb, așa mi se pare, foarte frumos se prezintă arena noastră, vedem fani, au umplut stadionul și asta mă bucură foarte mult. O zi frumoasă, sper că această zi frumoasă se încheie și cu victoria lui Leicester City, pentru că asta ar fi cel mai important, cei 3 puncte ar fi de departe, cele mai importante pentru noi. Didi, Amartey, trece bine Amartey, driven shot și este 1-0. Driven shot-ul, v-am spus fraților, dați driven shot când sunteți față față cu portarul și veți marca 100%. Se demonstrează acest lucru și această fază. Amartey intră în careu și cu un driven shot îl învinge fără probleme pe portarul lor. 1-0. Bă, fraților, eu filmez acest episod în avans și eu acum sunt pe 4 octombrie când filmez acest video. Nu știu exact când îl veți vedea voi. Faza e că sper să schimbe și ei ceva la driven shot-urile astea într-un viitor arbitru, pentru că mi se pare mult prea OP. Benteke, Benteke și scoate mine. Martei. Martei către Slimani. Slimani pentru Jamie Vardy, care nu poate marca nici din această poziție. Ndidi frumos, Ndidi cu latul și scoate resubală Speroni. Putea fi 2-0. Foarte bine scoate Speroni această minge. Bate acest corner Musonda, centrarea lui Musonda, către Ndidi, Ndidi sare la cap și șut, nu poate lovi balonul. Încearcă pasa către Kaikai. Kaikai întoarce frumos, Cusc pasă la Cristian Benteke, care la primul șut, cred, spre poarta, cel de la Crystal Palace, reușește să egaleze pe tabelă. 1-1, asta înseamnă un mare atacant, asta înseamnă un atacant foarte mare. Cum este acest Cristian Benteke trecut printre altele și pe la Liverpool. Înseamnă că din prima ta ocazie poți marca. Vardy, din păcate, n-a reușit să marcheze la șansele pe care le-a avut în acest meci. Și iată, ne egalați. Vardy, din prima către Cusc, foarte bine, întoarce Cusc. Cusc cu latul, scoate portarul și... Schmeichel ne scoate, bine Schmeichel. Benteke. E oare Hakimi? Da, e Hakimi acolo și rezolvă situația. Se pare că s-a accentat Kaikai. Amartey. Amartey, Demarai Gray, pleacă bine Chilwell. Chilwell este găsit de această minge. Chilwell are tot timpul din lume să centreze. O face. Vardy, gol! Jamie Vardy joins the party. Finally, mă, finally! Jamie Vardy marchează. Este al 14-lea sogo stagional. Trece de cota 13 în sfârșit. Centrare bună a lui Chilwell. Și Vardy pune capul la bătaie. Speroni atinge mingea, însă nu mai poate scoate în afara cadrului porții. Lovitură de cap bună a lui Vardy, n-aș spune chiar foarte bună. Și suntem în față, 2-1 Leicester City. Elegant Chilwell. Îl cartă pe Iheanacho, primește balonul Iheanacho, ratează Musonda, ratează și el. Putea fi golul care să ne aducă victoria, însă Speroni are două parade. Meritul de a fi prins acest balon. Hakimi, frumos. Pasă către Iheanacho, scăpat de la limită offside-ului. Chelechi Iheanacho. Iheanacho către Vardy, gol! Leicester City, Jamie Vardy face 3-1, minutul 89 și este victorie pentru noi, dublă Jamie Vardy. Puteam să scriu și cu Iheanacho, însă sincer am vrut să-i ofer acest gol lui Vardy. Am vrut să-i ofer o dublă lui Vardy în acest meci, că trecea pentru un moment mai greu. După mai multe goluri încă nu își putea să marcheze mă situația. Am zis că ar fi bine să-i ofer lui acest gol și o fac și Vardy înscrie pentru a 15-a oară în acest sezon de Premier League. 3-1, o batem și pe Palace. Demarai Gray, Jamie Vardy, am încercat scărița cu Vardy. Speroni scoate și este finalul partidei, dragi prieteni. 3-1,
Pe King Power Stadium împotriva celor de la Crystal Palace. Au marcat pentru echipa noastră Amartey plus o dublă a lui Jamie Vardy. Să vedem ce face și Tottenham în aceste momente, pentru că contează foarte mult ce face gruparea londoneză. Nu ne-a arătat deocamdată. Tottenhamul are un meci în minus și noi deocamdată suntem provizoriu locul întâi în Premier League. Vom antrena aici jucătorii și se pare că Iheanacho, cu puțin noroc, dar și Hernandez pot să crească la 80 overe. M-aș bucura că măcar Hernandez să crească. Dar și Hernandez crește, Iheanacho mai e de așteptat. Trebuie să crească și shot power-ul. Să schimb Hernandez 80 overe, am ajuns la 77 dacă nu mă înșel. Un transfer foarte, foarte bun. O alegere foarte bună, a ajuns deja la 21 de milioane de euro valoare. Manchester City și cu United de asemenea nu și-au jucat meciurile. Pentru noi urmează meci acasă cu Manchester United, meci foarte important pentru sezonul nostru în continuare. În tur United ne-a bătut, însă sper că în retur această statistică să se schimbe. Și Tottenham se încurcă, așa că iată fraților, după 18 etape suntem lideri în English Premier League, pe Legendary jucate toate meciurile, din afară de 3. 3 nu le-am jucat pe Legendary, să rest toate le-am jucat pe Legendary și suntem lideri după 18 etape. Absolut fabulos. Jamie Vardy, golgheterul nostru, iată-l cu 15 reușite acolo în față. Urmează meciul cu United, se pare că Ibrahimovic a revenit și va juca. Așa că nu pot să mă aștept decât la un meci foarte, foarte greu. Slimani și Vardy în atac. Că Musonda și Mares pe benzi, Ibora și Ndidi la mijloc, Fuchs, Hernandez, Dragovic și Hakimi pe linia de fund. Cea mai bună echipă posibilă, un veritabil derby. Dacă batem astăzi, rămânem pe primul loc și o scoatem pe United din lupta pentru titlu. Ce poate fi mai frumos, fraților, decât să te pregătești pentru o partidă cu una dintre cele patru componente din Big Four, cum este Manchester United, altcumva decât din poziția de lider. Vreau ca acesta să repetăm performanța pe care Leicester a făcut-o în sezonul 2015-2016, când sub comanda lui Claudio Ranieri a luat titlul. Suntem din nou lideri după 18 etape, Leicester City, Manchester United. Foarte bine Mahrez, centrala lui Mahrez, este către Vardy, reboxează de Gea. Ndidi, bun șutul lui Ndidi, bună execuție a jucătorului nostru. N-a trimis rău deloc, a prins puțin pe exterior mingea asta. Ndidi, pasă bună, către Ibora. Ibora, driven shot, super OP. Încă o dată o spun, driven shot, super OP. Și Ibora deschide scorul 1-0, minutul 21. Practic, dacă știi să șutezi cu driven shot-ul, fraților, când ești față în față cu portarul, orice jucător ai fi, vei marca, iată Slimani, pasă bună, Ibora prea și îl învinge pe De Gea, 1-0 pentru Leicester City din minutul 22 a acestei partide. Suntem în față, suntem în față, mulțumim Ibora, al doilea s-a fost staționat, Tuanzebe, Matici. Lukaku. Hakimi, perfect, Hakimi scoate exact ce nu doream. A fost corner, serios, mă așteptam ca Hakimi să fi scos autul de poartă, însă nu este corner. Respinge Mahrez, nu prea convingător, mai bine nu mai respinge mingea, sincer. Mata. Și o centrare perfectă și este gol, Nemanja Matic. Perfectă centrarea și jucătorul lui United marchează în minutul 26, iată, ducându-se la Mourinho pentru a sărbători alături de tehnicianul său acest gol. Ce centrare bună! Ce centrare bună către Matic! Nu vine să cred, ia să revedem faza. Cât de bine l-a găsit Rojo și cât de liber era Matic acolo și Michael nu mai are ce să facă și este 1-1. Greșim, greșim, greșim grav și Mata are balonul, Mata va centra, Mata către Rashford și este 2-1 United. Chiar înainte de pauză, diavolii roșii reușesc să întoarcă rezultatul pe King Power Stadium și suntem conduși, vom fi conduși la pauză de United. Nu mă așteptam, sincer, după ce am deschis scorul, să ne luăm două goluri așa de ușor. Când pasa către Vardy, Vardy scapă, Jamie Vardy în fața golului, Jamie Vardy, gol! Golgeterul Premier League își mai trece un gol, încă un gol, încă un gol trecut în contul lui Jamie Vardy, 16 la număr în acest sezon și unul, iată, și în poarta lui
David De Gea foarte bine se oprește Vardy chiar în fața portarului spaniol și îl execută, trimite balonul în plasa laterală. Este 2 la 2 și atât de Vardy sărbătorind alături de unul dintre fanii lui Leicester. 2 la 2 Leicester, minutul 52. Foarte bine, foarte bine intrăm în Du-te Musonda. Nimeni nu-l ține, pasă la Slimani, Islam Slimani, 3 la 2! Fantastic, prieteni! Fantastic, minutul 56, algerianul Slimani marchează în doar 4 minute, izbutim să revenim de la 1 la 2 cu cât am intrat la cabine și cu, încă un driven shot, mă scuzați, al doilea în acest match, însă cu încă un driven shot, reușim să marcăm. De Gea nu mai are ce să facă, face cel plonjon buguit ceva de la FIFA. Și este golul care îl aduce la exasperare pe Mourinho. Mourinho l-am văzut foarte nervos. Ondidi bine. Va fi probabil centrala lui Mkhitaryan. E centrala lui Mkhitaryan la bara a doua. Lovitura de cap al lui Anthony Martial. Didi, Ndidi, Ndidi și scoate De Gea. Putea fi gol de 3 la, de 4 la 2, mă scuzați, care să închidă partida. Probabil va urma o nouă centrare. Da, este o nouă centrare. Sare la cap Martial. Și mai la acordă din nou corner. O victorie mare, o victorie colosală, dacă vreți, în această partidă cu cei de la Manchester United. 3 puncte extrem de importante obținute de băieții noștri într-un meci foarte greu cu una dintre favoritele la titlu. Manchester United este învinsă pe King Power Stadium cu scorul de 3 la 2 și se depărtează foarte mult, aș spune eu, chiar imposibil de mult de orice șansă la titlul în Premier League. În aceste momente, între primul loc și Manchester United sunt numai puțin de 14 puncte. Iată clasamentul, golaverajul cel mai bun al nostru Arsenal în continuare este lanterna roșie a Premier League cu doar 17 puncte, însă o victorie o poate urca până pe 16, devansând-o pe Bournemouth și băgând-o pe Everton în zona nisipurilor mișcătoare. Dacă vreți, acum este o diferență foarte mică, priviți numai între Arsenal locul 20 și echipa de pe locul 7 sau Henderson sunt doar 7 puncte, așa că campionatul poate fi ușor escaladat, prietenii. Vedem și defensiva noastră, mai destul de modestă, 148 de goluri, eu zic că sunt foarte, foarte bune. Jamie Vardy rămâne golgeter cu 16 reușite și cam atât pentru acest episod. Haideți să vedem ce va face și Tottenham, că poate sunteți curioși. Cred că sunteți curioși ce va face și Tottenham în această etapă. Sper să se încurce iarăși, deși m-ar mira că Tottenham să se încurce din nou. Oricum, după un start fabulos de sezon, Spurs are dificultăți destul de mari. Haideți să ne mai întâlnești o dată jucătorii și să vedem ce a făcut Tottenham. Harry Kane, iată și pe lângă asta, pentru că golgeterul lui cu 9 reușite. Tottenham câștigă și se apropie la un singur punct de noi, prieteni. Cam atât pentru acest episod. Mulțumesc mult pentru atenția acurată. Nu uitați să susțineți acest video cu un like și să vă abonați la canal dacă vă place ceea ce fac. Ne vedem data viitoare. Până atunci, să aveți o zi frumoasă. Pa, pa!